tuturor, Ionuț de la GR Auto Center. Astăzi o să vă trecem prin procesul de recondiționat jante și după cum vedeți avem 4 jante care au fost lovite de borduri destul de tare, au fost neglijate pentru o perioadă destul de lungă și noi le vom aduce din nou la viață. După cum puteți observa, janta de față a fost lovită destul de grav în borduri, probabil vopseaua a sărit. Aici deja a fost penetrat materialul. Partea asta alaltă, la fel, janta a fost destul de lovită. Iar janta asta, la fel, după cum vedeți, semne de parcare foarte aproape de bordură. Iar toate loviturile astea o să fie reparate, iar jantele vor arăta ca noi. Procesul de recondiționare începe prin scoaterea cauciucurilor, iar pentru asta folosim o mașină de cauciucuri touchless, care nu atinge jantele, nu atinge nici într-un fel janta, iar asta e foarte important, mai ales atunci când instalăm cauciucurile după recondiționare, pentru a ne asigura că janta rămâne în condiție perfectă. Procesul de recondiționare continuă prin eliminarea tuturor valvelor, greutăților de pe jantă. Iar toate astea se întâmplă înainte ca jantele să fie băgate în acid, unde toată vopseaua veche va ieși de pe jantă, iar materialul, metalul, va rămâne 100% curat, gata pentru noua vopsea pe care o vom aplica. Toate jantele sunt verificate, iar în cazul în care sunt strâmbe sau crăpate, ele vin reparate. În cazul de față, avem o jantă strâmbă pe care urmează să o îndreptăm. Procesul de îndreptare implică încălzirea zonei care e strâmbă. Iar după ce o încălzim, folosind o presă specială, janta vine îndreptată pentru ca denivelările de genul ăsta să fie la nivel cu circumferința jantei. Janta, iar pentru verificare folosim un instrument special care ne va arăta clar dacă janta noastră e în standard sau nu. După cum vedeți, janta se învârte perfect și urmează să intre în acid. Janta noastră urmează să intre în acid. Procesul ăsta e foarte important, pentru că ne ajută să eliminăm toată vopseaua care există în momentul de față pe jantă, iar metalul să rămână curat. Acest proces durează undeva între 30 și 45 de minute, iar după 45 de minute ne vom întoarce și veți vedea cum arată janta atunci. Roata noastră a ieșit din acid, după cum puteți observa, toată vopseaua veche a ieșit de pe roată, iar acum urmează procesul de reparare. We'll be right back.
cele mai adânci, cum ar fi lovitura asta, loviturile de aici și asta de aici, vor fi umplute cu sudură. A fost reparată, loviturile au fost ori umplute cu sudură, ori au fost șlefuite, iar acum janta urmează să intre la vopsit. Jantele noastre au fost reparate, iar acum urmează să le vopsim. Procesul de vopsire pe care îl folosim noi este electrostatic, ceea ce înseamnă că janta este încărcată negativ, pudra încărcată pozitiv. În felul ăsta ne asigurăm că finish-ul va fi unul absolut perfect. După ce a fost vopsită, janta urmează să intre la cuptor pentru 10 minute la 180 de grade. În felul ăsta, vopseaua va fi uscată, iar apoi vom aplica lacul. Jantele noastre au ieșit din cuptor. După cum vedeți, avem un negru lucios foarte frumos, care urmează să fie lăcuit. Lacul aplicăm în același mod, vopsire electrostatică. În momentul în care aplicăm lacul pe jantă, el este alb, după care atunci când îl vom scoate de la cuptor, va fi incolor. După ce am aplicat lacul, janta urmează să stea în cuptor pentru 25 de minute la 180 de grade. Jantele noastre sunt gata, toate zgârieturile au fost eliminate, toate loviturile au fost reparate, jantele au fost vopsite electrostatic, iar beneficiile vopsitului electrostatic este că vopseaua, în caz de orice fel de zgârieturi, este de 4 ori mai rezistentă decât vopsitul normal la pistol. Jantele noastre arată foarte, foarte bine, urmează să punem cauciucurile sus, urmează să le echilibrăm și apoi să le punem sus pe mașină. Pentru cei care sunteți interesați, detaliile noastre le găsiți mai jos în descriere. Pentru cei care aveți alte întrebări, luați legătura cu noi. Însă, până data viitoare, aveți grijă de voi și de mașinile voastre. Bye, bye!